cum zice Mira, ai de fată, dansează, nu contează cu cine, de la perișoarea mea au rămas în... Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Ne putem imagina așa cam ce o să cânți și avem chiar și niște sugestii de la niște persoane publice care vor urmări cu atenție Pro FM On Top. Îl avem alături de noi pe domnul fost președinte Băse. Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Da, încă o dată, am mai fost în legătură cu noi. O avem aici alături de noi pe Mira, care va cânta la Pro FM On Top, unde vă veți afla și dumneavoastră. Ce ați vrea să cânte? Niște sugestii, niște... Păi, în primul rând, să vă spun de ce mă duc la Pro FM On Top. De mă ce? Duc pentru că mi-e dor de parlamentul ăla în care făceam eu ședințe. Așa. Așa. Oh, ce vremuri. Și ce vremuri erau și alea cu Nuții, când era Nuții pe aici. Acum, de când nu mai e, stau și plâng și sufăr, dar piesa aia a Mirei mă face să mă simt așa mai bine, îmi dă curaj, cum s-ar spune. Care? Aia cu sunt aici să uit de tine, eu am modificat-o cu sunt aici să uit de Nuții. Că mai avem pe cineva pe linie, bună dimineața? Alo? Ah, domnul Gigi, da, spuneți, bună dimineața. Bună dimineața din nou, da. De ce ați sunat? De ce? Că am vrut să joc și eu sex appeal, dar dacă nu mi-ați răspuns atunci, vorbesc acum, na. Hey, 100 de euro vă fac pe noastră. Ziceți. Erau importanți 100 de euro. Că haideți dacă să n-am vorbim titlu... despre Pro FM On Top, domnule Becali. Păi măcar Pro FM să fie On Top, dacă PCSD n-a fost On Top. Da, asta. Corect, corect, da? Am pus așa, deci să vă zic de ce v-am sunat. Așa. Cu fata asta, cu Mira, care e în direct la voi. Da. În primul rând vreau să rog să nu se combine, să dea dracu să nu se combine cu niciun jucător de la Steaua. Asta odată. Așa. Și a doua oară am modificat eu niște versuri de acolo, de la ea. Din pe ce care, piesă? De la aia cu vinul, cu, mai înțeles. Nu te mira că sunt așa, au pierdut alții titlul în anumita ta. Înțeleg de piesa asta, ziceți, nu? Asta? Ceea ce simt, nu-i ce îți doresc. Titlul tot îl pierd și sufăr tare eu. Alo, da, bună dimineața. Mai bună dimineața, mai prieten. Mai ce faci, măi? Nicolas de la Suceava, spune. Da, ce să vă zic? Păi, că, uite, păi, sunt noi sunat, cu Mira, tu cum ne-ai adică? Sunat. Ai, da, zic? Eu am sunat. Ce comic era să uit. Da. Deci, să vă zic. Ce-ți place, ce melodie îți place de la Mira? Nu-mi place niciuna, că niciuna nu zice nimic de zăpadă, mai mult. Și nici de tiribombi, dar... Am o întrebare pentru Mira, dacă vrea să-mi răspundă. Aia cu... Are ea un vers acolo cu... nu te mira că sunt așa, m-au rănit alții înaintea ta. În primul rând vreau să pun o întrebare. Dacă cânta melodia asta, să zicem Antonia. Antonia zicea, nu te Antonia că sunt așa, m-au rănit alții înaintea ta. Probabil, probabil, dar... Bine, la mine are sens, mă... Păi da, are sens, dar e accentul pe... Adică, na, eu m-am gândit că e un joc de alea, cum le zice? Cuvinte, ciocanele, ciocanele, da. Ciocanele, nu? Măi! Ce comic! Mulțumim, Nicolae! Ce duceți povedania la parohia mea! Bună dimineața, părinte Vișinadie! Bună dimineața, ce faceți, prieteni? Cu Mira cu aici! Cu Dumnezeu înainte și cu Mira înapoi! De ce înapoi, părinte? Înapoi la vremurile bune, când eram și eu mai tânăr, așa, mai, spune, mai vânjos, cum s-ar spune, când, da, am așa și eu o sugestie pentru Mira, dacă vrea, în primul rând, gratis, să ne cedeze drepturile, să folosim piesa asta la propovăduire, da? Ce avem noi de propovăduit, asta odată, și a doua oară am modificat eu, ca să nu cumva să se ducă la UCMR și alea, am pus așa, cu celălalt părinte, te rog să nu mai spui nimănui, dă-mi banii că-s trimisul domnului. Asta este ca să știi dacă vine unul care nu vrea să dea banii. Să adică doneze, eu da. Să-l spovedesc și el să nu mă spovedească. Da, da. Dacă nu mă răspovedește, eu asta îi bag imediat.
Să te răsputească, părinte, da, adică da. Da, da. Mulțumim, părinte. Doamne ajută cu Dumnezeu înainte acolo. Pe casa poporului în fața noastră la catedrală. Catedrala, un pic stăm de vorbă și cu domnul președinte. Bună dimineața. Guten Morgen, îmi place Mira, dar e și Carmen aici și poți să... Înțeleg, da. Nici n-ar fi frumos din partea unui șef de stat să flirteze. Așa, domnule, așa, mai, când mă enervez, eu vorbesc în germană. Azo, ia. Da. Am pus și eu alte versuri ca ceilalți care au sunat înaintea mea. Și spune așa versul meu. Cum zice Mira, hai de fată, dansează. Nu contează cu cine, de la perișoare mi-au rămas în gând. Eu am pus așa. Hai, Codruța, arestează, nu contează pe cine, sincer, Liviu Dragnea e prea bine. Mulțumim, domnule președinte, foarte inspirat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Efectele secundare pot include stare de bine, zâmbete, râsete, Insta stories, like pe Facebook, like and share, dă mai tare și mamă ce frumos e. Bine, pa.